Educația unui om se vede de la distanță, după felul în care se îmbracă, după felul în care merge, după cum se comportă, după cum vorbește. Educația este un proces de învățare și cultivare a abilităților și a valorilor. În urmă cu mai bine de 100 de ani în țara noastră, educația era făcută în familie, în cea mai mare parte. De aici și expresia cei 7 ani de acasă. Deși în România încă se mai păstrează acest tip de educație, tendința este să predăm această sarcină părintească spre alte persoane sau chiar către alte instituții. Din educația unui copil astăzi, rar mai face parte un bunic sau o bunică, iar acest lucru nu face decât să destructureze nucleul capabil să țină o societate construită pe valori. Nicolae Iorga spunea că un popor care nu își cunoaște istoria este ca un copil care nu își cunoaște părinții. Prin urmare, e important să știm de unde ne tragem, să ne bucurăm de educarea copiilor noștri alături de bunicii sau chiar străbunicii lor. Academicianul Constantin Bălăceanu Stolnici este fără îndoială cel mai cunoscut dintre bălăceni și cel care a contribuit la cunoașterea familiei, păstrând, adunând și făcând cunoscute nenumărate documente și istorii despre înaintașii săi. Se consideră ultimul mare boier al României, al 11-lea Constantin din familia Bălăceanu, care cultiva acel spirit și stil de viață boieresc. Constantin Bălăceanu Stolnici a fost educat în familia lărgită, într-o disciplină riguroasă, după care își organizează viața și astăzi, la aproape 100 de ani, când continuă să fie foarte activ, să cerceteze, să scrie cărți și să se implice în viața societății civile românești. Domnule academician, vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați primit în casa dumneavoastră și ați acceptat această discuție. Trăim astăzi vremuri în care tinerii nu mai stau împreună cu familia. Tinerii căsătoriți obișnuiesc să plece de acasă, uneori la oraș, în țară sau în străinătate. Familia nu mai este așezată ca acum, să spunem, 70-80 de ani. Prin urmare, copiii, odată ce se nasc, ajung să-și cunoască bunicii, dar nu să petreacă foarte mult timp cu ei. De ce credeți că s-a întâmplat această schimbare și în beneficiul cui, dacă ajută? Eu trebuie să recunosc că am fost educat într-un mediu în care familia era închegat, în care părinții și bunicii din amândouă părțile veneau, erau tot timpul alături de noi, de sora mea și de mine, adică formau un conglomerat dinamic și permanent. Asta era la noi. În alte părți nu. De exemplu, în America, bunica aș vede copiii doar o dată pe an de Crăciun. Avem noi chiar în neurologie o expresie, există unii neuroni care activează din când în când și se spune neuronii bunică. Familia europeană a fost construită tradițional pe copii, părinți, bunici care se vedeau. Acum s-a schimbat întreaga structură socială și în special principiile, paradigmele vieții sociale. Pe de o parte, familia a fost subminată. Nu mai există un concept așa de puternic despre familia, este neglijată, este considerată de multe ori ca o simplă formalitate juridică și așa mai departe. Oamenii nu se căsătoresc, sunt căsătoriți, unul trece la apus sau altul trece la răsărit. Familiile nu sunt considerate ca un lucru fundamental al societății. A intervenit și acest fenomen grav al emigrației, în care părinții pleacă și-și lasă copiii în seama bunicilor sau în seama vecinilor, ceea ce este un lucru foarte dramatic. Și toată această poveste a antrenat o schimbare fundamentală a vieții, în care controlul și puterea de educație a familiei s-a diluat foarte mult. Fiindcă puiul de om nu este format în momentul când se naște și trebuiește ajutat biologic să se dezvolte. Pe de o parte. Pe de altă parte, nu are cultură. Și educația trebuie să fie făcută când? Ea trebuie începută încă de la început,
când creierul este mai plastic, când creierul este mai receptiv și când noțiunile care ei se bagă în cap copilului rămân mai durabile. Ori tocmai această perioadă este sarcina familiei, care predă după aceea copiii, grădinițelor, școlilor și așa mai departe. E bine, aceasta constituie, după mine, una din marele lipsuri ale epocii noastre, la care, bineînțeles, adaugă și modificarea determinată de digitalizarea societății, care este un alt factor care destramă societatea, care izolează copiii, care îi transformă într-un fel de entități autiste, care nu mai stau de vorbă decât cu telefonul și cu calculatorul, care preferă virtualul realului. Nu este în folosul nimănui, cred eu, nu este în folosul nimănui. Este decât în detrimentul copilului, care nu mai are o formație disciplinată, devine antisocial, sau nu chiar antisocial, dar asocial, și se apropie de mentalitatea autistă. Dar de ce credeți că s-a întâmplat această modificare? Cauza schimbării valorilor morale în societate. Nu s-a mai atribuit familiei rolul pe care îl avea. S-a diminuat autoritatea părinților, părinții și-au diminuat rolul și-au luat-o razna. Pe de o parte, pe de altă parte, au intervenit și toate instrumentele astea care se substituie vechilor jucării și vechilor forme de desfășurare a timpului pentru copii și pentru adolescenți. Ce-am pierdut, domnule academician, nemai având un bunic în casă? Generația se va dezvolta și va apare cu anumite forme de activitate socială care nu existau, iar anumite forme care existau nu mai sunt. De exemplu, acest atașament de părinți, atașamentul părinților de copii, a copiilor între ei, prezența bunicilor, toate aceste lucruri se vor dilua și fiecare își va vedea de treabă pe cont propriu, neglijând obligațiile pe care le au de a conlucra pentru formarea fiecărui nou născut, care trebuie adus încetul cu încetul, atât pe plan biologic, cât și pe plan cultural și spiritual, la nivelul adultului. Pe de altă parte, cât de important credeți că este ca tinerii să-și cunoască istoria familiei din care provin? De obicei, copiii nu prea sunt interesați de trecut. Ei se uită spre viitor. Ce o să fac, ce o să trec, ce meserie o să fac și așa mai departe. Însă este foarte bine ca fiecare copil să știe ce au făcut părinții lui, ce au făcut bunicii, când se poate și străbunicii. În cazul meu știu și lucruri care le-au făcut predecesorii mei acum 1000 de ani, dar astea sunt rarități și nu sunt obișnuite. Cu cât știi mai multe despre familia ta, cu atât te integrezi mai bine în tradițiile ei și ei viața cu mai multă răspundere, pentru că te simți obligat față de toți antecedenții tăi să continui o anumită formă de existență respectoasă în societate. Și de ce credeți că nu mai sunt interesați de aceste lucruri? Din cauza noilor forme de activitate socială. Mai ales, tot îi vedeți, oriunde vă duceți, tac, 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 cu telefonul. Oriunde vedeți, sunt pe internet, pe rețelele sociale, după ce există și intervenția internetului, pe de o parte, care a introdus în viața omului un element pozitiv formidabil. Eu am profitat de pe urma internetului enorm și profit și acum. Dar este și un detriment, pentru că atrage, smulge omul în realitate și îl cufundă în o lume care este uneori foarte interesantă, dar uneori este mizerabilă. Pe de o parte, pe de altă parte, sunt rețelele sociale care stabilesc un alt mod de comunicare interumană, care depășește chiar posibilitățile pe care le-a adus tiparul, radio și televiziunea.
Spuneați dumneavoastră mai devreme că părinții au renunțat la rolul lor de a fi îndrumători, educatori pentru copiii lor. Observăm în ultima vreme și o psihologizare a tuturor aspectelor. Astăzi au apărut inclusiv metode de parenting, astfel încât să vină în ajutorul părinților să-și crească copiii. Credeți că era nevoie de așa ceva? Cum priviți dumneavoastră, care ați fost educat în cadrul unei familii numeroase, acest aspect, acest nou aspect al societății de astăzi? Este noua societate, s-a transformat foarte mult când amândoi pe copii, părinții au intrat în câmpul muncii. O să ziceți că sunt învechiți, dar e bine ca unul dintre părinți să rămâie în casă și să-și continue obligațiile tradiționale de a crește și educa copii. Așa, părinții pleacă de dimineață și se întorc la 6 după masă. Copiii sunt deja obosiți și în timpul ăsta unii dintre ei merg la grădinițe, unii au guvernante și asta este foarte bine, alții sunt lăsați de capul lor și îi hoinărești și se destrăbălează pe străzi, unde se întâmplă tot felul de evenimente care sunt dăunătoare evoluțiilor ulterioare. Aici este sarcina sociologilor să găsească soluții noi, dacă vor mai departe să continue cu această prezență a amândoi soților în câmpul muncii. E adevărat, e posibilă mobilizarea bunicilor. Bunicii au ieșit din câmpul muncii, pot să vie să se ocupe și să ia locul mamelor. Dar trebuie recreată o tradiție. Dar nu există această tradiție. La țară, în special, și chiar în oraș. Dar în țările occidentale trebuie recreată această tradiție. Pentru că copiii lăsați singuri nu evoluează bine. Asta e un lucru văzut și știut. Din ce punct de vedere? Vă referiți la școală? La ce? Nu ajung în potențialul lor cu care au fost înzestrați de Dumnezeu? Din ce punct de vedere nu evoluează bine? Nici școlile nu sunt așa cum trebuie. Consider că diminuarea autorității părinților, diminuarea autorității învățătorilor și profesorilor, scăderea autorității lor prin tot felul de legi restrictive, n-a fost în favoarea copiilor. I-a protejat de unele bruscări, poate, dar i-a defavorizat pentru că nu mai sunt obișnuiți să asculte și nu mai intră în disciplina socială pe care o disprețuiesc, o calcă în picioare și încep să-și construiască idealuri anarhice ale vieții. Poate avea școala un rol important aici? Poate ajuta școala? Școala trebuie să-și asume alte programe. Programele noastre școlare sunt lamentabile. Pe de o parte, nu se ocupă suficient de educația socială a copiilor, pe de altă parte, neglijează foarte mult cultura în dauna disciplinelor pragmatice și a acestei vieți aplicative. Idealul omului modern este să fie eficient în muncă și să strângă cât mai mulți bani în bancă. Idealul omului de pe vremea noastră era să fie cât mai cultivat, să adune un capital cultural cât mai mare, să-i cunoască muzica, să cunoască literatura, să cunoască creațiile mari ale lumii, istoria trecutului, și odată cu acestea să intre în viață deja încărcat de niște exemple din trecut. O societate fără familie unde poate să ajungă? Familia mai este astăzi celula de bază a societății, cum se spunea altădată? Pentru un moment, cred că lipsa de familie va fi un dezastru. Dar poate că se va găsi o soluție intermediară. Omul a mai trecut prin crize din acestea, cum a fost criza neolitică, criza renascentistă și așa mai departe, în care paradigmele sociale s-au schimbat fundamental, dar de data aceasta se răvește chiar în rădăcina însăși a vieții sociale, familia. Și cred că asta este un lucru rău. Eu cred că ar trebui să se reintervină prin mecanisme bine puse la punct, o reconstituire a familiei cu autoritatea lor, o restabilire a autorității cadrelor didactice, dar și cadrele didactice să-și le facă cu dăruire, nu ca o obligație profesională pentru ca să-și asigure existența.
Există studii care spun că, deși trăim în cea mai bună perioadă din toate timpurile, suntem cei mai fericiți sau ar trebui să avem motive să fim cei mai fericiți, cu toate acestea, suntem cei mai nefericiți. Suntem generații de oameni nefericite, deși avem de toate, nu mai avem lipsuri ca altă dată. De ce credeți că se întâmplă acest lucru? Asta n-aș putea să vă spun cu certitudine. Eu n-am experiență la școlilor mici decât a școlilor universitare și la academiilor. Dar pot să vă spun din ceea ce văd eu de jur împrejur. În marea majoritate a familiilor noastre se aplică încă programele vechi. De exemplu, la nepoata mea, la care se trăiește la Paris, copiii nu au avut voie de telefoane mobile decât la 14 ani. Până atunci, nici nu au avut televizoare în casă decât pe la 10-12 ani, ca să nu să fie, să nu își dezvolte o dependență, fiindcă se produce o dependență de tehnologie. Da. În același timp, se vorbește foarte mult astăzi de burnout, de oameni foarte obosiți care ajung într-un așa grad de oboseală încât se scurt circuitează. Nu mai judecă, nu mai... Dumneavoastră aveți o viață activă și astăzi. Da, și am o viață activă, dar am fost totdeauna un om care mi-am respectat timpul de odihnă. Totdeauna somnul a fost somn, activitatea a fost activitate, distracțiile au fost distracții. Fiindcă așa ne-au învățat părinții. O parte din timp muncești, o parte din timp te distrezi și altă parte te odihnești. Astăzi am întrecut aceste granițe, acesta credeți că este motivul pentru care... În mare parte asta este motivul. Să merge prea mult fie spre muncă, muncă excesivă, 2-3 servicii, 2-3 norme, ca să facă față problemelor financiare sau alte probleme și nu mai este timp nici de distracție, nici de odihnă. Nu se respectă nopțile, nu se respectă orele de somn care sunt o necesitate biologică, determinată genetic. Nu este aleasă și construită prin educație. Dar poate activitatea profesională să suplinească bucuria, fericirea pe care ți-o dă realizarea unei familii, momentele de fericire care se întâmplă în cadrul unei familii atunci când se naște un copil, o activitate profesională bogată poate să suplinească nevoia, necesitatea. E greu de spus. Eu astăzi văd încă tineri care se bucură că s-au căsătorit. Că se bucură că mama a rămas însărcinată, se bucură. Alții încep să facă din asta o catastrofă, când s-a terminat cu viața noastră, de acum ne transformăm în sclavi ai copiilor noștri. Deci este o noțiune fundamental greșită. Apropierea, educarea în cadrul familiei se face cu dragoste, cu plăcere, cu o motivație pozitivă, nu cu o obligație socială, ca un mecanism obligatoriu pe care îl faci, vrei, nu vrei. Ați atins un punct foarte sensibil, pentru că există două extreme astăzi. Părinții care au plecat către muncă și au lăsat copiii fie în grija statului, fie în grija bonelor, și cei care sunt prea dependenți de copiilor. Asistăm la două extreme în cadrul. Da, și astea nu sunt bune. Toate extremele nu sunt bune. Părinții merg în străinătate și dacă îi trebuie să ia baron la copii, da, dar strâng bani ca să aibă, când sunt adult, o anumită avere. Au aveți o doară și nu sunt educați. Nu sunt pregătiți pentru viață. Spuneați dumneavoastră că ați fost educat în cadrul unei familii mari, pe mai multe nivele, cu o disciplină riguroasă. Ne puteți împărtăși cum s-au întâmplat lucrurile în cazul dumneavoastră, în ce a constat această educație? Poate reușim unii dintre noi să învățăm astăzi și să reașezăm lucrurile în mod firesc și sănătos. Am avut educație, au făcut-o părinții, au făcut-o bunicii, au făcut-o guvernantele care le-am avut și au făcut-o după aceea școlile. Eu am învățat particular. Aveam profesori care veneau acasă și meditatori care și ei se ocupau de noi. Și toată această armată era concentrată ca să ne formeze, pe de o parte, personalitatea și pe de altă parte să ne înzestreze cu elementele necesare pentru ca să ne putem integra cultural
într-o societate europeană. Astăzi există părinți care observă dacă anumiți profesori încearcă prea mult să le educe, să învețe. Bine, există și varianta aceasta în care mama sufocă copilul. Tot timpul ține lângă ea, nu lasă să departeze, nu lasă să joace cu alt copii, vrea să fie tot timpul în fustele ei. Asta iarăși nu este bine. Adică atașamentul are și el o limită, dincolo de care nu trebuie trecut, pentru că, pe urmă, se creează dependența adolescentului și după aceea adultului de mamă, ceea ce de foarte multe ori este un lucru neplăcut. Și care este această graniță? Toată societatea, mamele, toate au deja experiență instinctiv să-și limiteze domeniul lor de dominație în anumite sfere de activitate ale copilului și, în rest, să-l lasă singur. Care sunt între ei copiii să joace, să aibă perioadele lor de libertate, libertate controlată. Dar știți că vine psihologia și vorbește despre traume care s-au întâmplat în copilărie vis-a-vis de lipsa mamei sau de, să spunem așa, brutalitatea cu care mama s-a rupt din familie și a plecat în câmpul muncii sau a plecat din țară. Nu este bine. Lipsa familiei de acasă, abandonarea copiilor doar în cazul unor bunici foarte devotați, este un lucru negativ pentru educația și formarea copiilor. Bunicii dumneavoastră s-au implicat, spuneați, în viața dumneavoastră. Ne puteți spune cum? Cum au ajutat aceștia formarea personalității dumneavoastră? Păi pentru că ne educau. Întâi ne-au educat. Ne-au învățat limbi străine, ne-au educat cum să ne îmbrăcăm, cum să ne comportăm, cum să ne integrăm în societate, cum să facem față-față unor anumite situații dificile, ne-au dat educația culturală necesară ca să ne încadrăm într-o tradiție culturală europeană și, în același timp, ne-au învățat cu un lucru că în societate ești liber, deci liber până la un punct. Nu ești total liber. Există niște restricții. Noi suntem tot timpul sub imperiul controlului legilor, moralei, obiceiul pământului și acum mai veni și political corect sau incorrect, care vede și aceea ca o nouă limitare a comportamentului. Și ne-am învățat, oameni, vedeți, nu puteți face ce vreți. Este un lucru foarte dificil și care trebuie să-l înveți și care câteodată necesită eforturi foarte mari, fiindcă, după cum știți, copiii sunt rebeli. Lăsa-mă în pace, eu sunt liber, fac ce vreau. Mai ales că la televiziune și la radio, tot timpul îi se fac programe în care copiii trebuie să fie lăsați liberi, trebuie să lăsați să-și facă de cap, să-și dezvolte imaginația, să-și dezvolte libertatea. Trebuie să-și o dezvolte la anumite limite. Ca să înțeleagă aceste limite, trebuie să existe o educație disciplinată. Cum erau bunicii dumneavoastră? Erau mai mult severi sau mai calzi cu dumneavoastră și cu sora? Dar noi n-au fost calzi niciunii. Au fost călduți, adică să simțea afecțiunea, erau afectuși cu noi, să simțea că țin la noi, că fac toate lucrurile acestea pentru noi, dar nu era genul ăla cu stângeri în brate, cu pături și cu laude excesive și o acapărare a personalității. Ne lăsau să facem ce vrem, între anumite limite pe care le controlau și le controlau cu rigurozitate și uneori cu severitate. Sunteți ultimul moștenitor al celei mai vechi familii din țara românească și v-ați îngrijit de-a lungul timpului de istoria acestei familii, de alcătuirea arborelui genealogic. Puțini mai fac acest lucru astăzi. Cât de mult contează pentru viitorul nostru să ne cunoaștem trecutul? E greu de spus, pentru că eu din adolescență am cunoscut trecutul familiei mele. Și nu știu ce este să nu cru. Totdeauna fac referință. A, vine tata, vezi că străbunicul tău a făcut cu tare și cu tare lucru. Vezi că tatăl bunicul tău a făcut cu tare și cu tare lucru. Vezi că acum 500 de ani un strămoș al tău a făcut cu tare și cu tare lucru. Și se aruncă în spinare o responsabilitate pe care altfel nu o ai.
E un lucru bun sau e un lucru rău? Această responsabilitate cu care pleacă tânărul... Responsabilitatea sunt eu demn de strămoșii mei. Acțiunile mele se potrivesc cu acțiunile lor. Poziția mea în societate este o poziție care onorează pe strămoșii mei sau îi trage în jos și îi face să se rușineze de mine. E ca un soi de ștachetă pe care o țineți mereu ridicată. Da. Cât de mult înseamnă pentru dumneavoastră familia? Da, eu am fost crescut într-un fel de apologie a familiei. Pentru noi familia era tot. Familia mea nucleară. Tata, mama, cu bunici. Dar și familia în general și contextul acesta al ansamblului familiilor noastre erudite care făceau parte atunci din elita București. Îmi spuneați ceva mai devreme despre educația pe care v-au oferit-o bunicii dumneavoastră. Știu că purtați un inel gravat cu stema familiei, îl purtați încă de la vârsta de 10 ani, un ceas cu lanț de aur și moșteniți și o eleganță. Acum 89 de ani, cu 99 de ani mi-a dat acest inel și l-am până acum, când am ajuns la 100 de ani al vieții. Dar la 80 de ani îl am pădejat. Insistent de nimic, ceasul a apărut cu tare, tablou cu tare, al strămoșului cu tare, grubul ăsta este al cu tăria. Adică ei sunt prezenți însăși în sânul casei noastre prin obiectele pe care le-au lăsat, prin artefactele pe care le-au lăsat și prin fotografii. Vă regăsiți printre oamenii timpului astăzi? Da și nu. Adică înțeleg foarte bine, adică consider că ceea ce se petrece este firea lucrurilor, nu le aprob, asta e altceva. Dar nu sunt dintre cei hiperconservatori, dintre cei care nu acceptă progresul și transformările sociale. Dar sunt prudent și pentru mine actualele transformări sociale nu îmi spun nimic apă bun. Ce perioadă v-a plăcut cel mai mult din viața dumneavoastră? E, asta contează și de context. Eu am avut o viață fericită. Până și acum sunt înconjurat de oameni care au grijă de mine. Am rămas singur, dar totuși sunt înconjurat de oameni. Mă bucur de afecțiunea orașului, adică mă simt bine și la vârsta asta, cum mă simțeam bine și în adolescență, când mergeam la liceu la Părăteanu și trădeam examen. Sunteți încă în centrul atenției noastre, așa este? Da. Sunteți efort testamentar al așezămintelor brâncovenești, membru al Adunării Naționale și al Consiliului Național al Bisericii Ortodoxe Române și anul trecut ați fost decorat cu crucea patriarhală. Da. Ce înseamnă și cât de mult contează legătura cu biserica pentru dumneavoastră? Am fost crescut într-un climat religios. Adică de la început, însăși guvernantele noastre ne-au deschis orizontul spre spiritualitate. Și toată viața mea am fost un ortodox practicant, chiar mergând la biserică, participând la diferite festivități religioase, la diferite ceremonii, nu numai la cele sociale, nunți, botezuri sau în mormântări. Am fost un om religios și am făcut și studii de teologie pentru mine. Am scris și materiale în această privință și consider că viața spirituală este un lucru pozitiv în viața unui om și că dispariția spiritualității, ateism radical, este o infirmizată. N-a întinat și n-a umbrit cu nimic niciuna dintre perioadele grele prin care ați trecut în această viață, această educație. Ați ținut strâns de ea, de educația spirituală. Totdeauna am simțit nevoia să fac apel la apelul celui de sus. Așa am fost noi învățați. Și nu în ideea aia să-ți faci semnul cruci, așa supersticios. Nu, realmente să fii convins că există o putere divină înconjurată și ale alte puteri mai mici care pe undeva au grijă de noi în măsura în care merităm să avem această grijă. Care este secretul integrității mentale până la o vârstă ca aceasta? Secretul este genetic în general. Doar genetica? E genetic în primul rând și după aceea depinde de felul cum
ai știut să menajezi materialul tău genetic și nu te-ai bătut joc de el prin abuzuri alimentare, dezordini de viață, droguri, etc. Și cum vă simțiți astăzi la 100 de ani? Ei, acum mă simt cam prost, că nu văd bine, nu mai pot să citesc, aud foarte prost, merg cu baston, adică sunt foarte diminuat, dar mintea merge. În același timp sunteți foarte activ. Sunt activ. Cât din ce ați făcut dumneavoastră până la această vârstă se datorează familiei în care v-ați născut? În mare parte, mai ales în copilărie și în adolescență, fiindcă mi-au asigurat condițiile de viață, însă casă, masă, îngrijire și biblioteci, profesor. Adică toată existența mea până la 20 de ani a fost dependentă de familie. Și după aceea a fost împreună cu familia, mi-a lăsat și niște afere, o lecare, și așa mai departe. Adică am fost un beneficiar al averii mele, al familiei mele, cu toată revoluția comunistă. Putem spune că secretul unei vieți împlinite este familia? Unul dintre secrete este familia. Și educația în cadrul familiei? Și familia, mai ales că familia mi-a transmis și genele respective. Care este viziunea dumneavoastră mai departe? Ce vă mai doriți? Păi la 100 de ani ce să mai doresc? Decât să am o bătrânețe care să nu deranjeze pe nimeni și care să mi dea și mie niște satisfacții, să pot avea oarecare activitate intelectuală și socială până la sfârșitul vieții. Sunt națiuni care și-au legat străbunii prin sărbători. Și în Patriarhia Română, vă spuneam, anul acesta, 2023, este dedicat anul vârstnicilor. Cum trebuie priviți vârstnicii astăzi ca o resursă educativă foarte bogată, foarte importantă? Păi este Patriarhia Română pentru că asigură sistemul de cult pe toată țara. Și mai este un lucru foarte important pe care îl numim televiziunea noastră. Asta nu știți cât este de importantă televiziunea noastră. Câți oameni o ascultă cu respect și cu plăcere și cum pătrunde o mare parte din educația spirituală a oamenilor în casele lor prin trinizatul, care este o realizare într-adevăr extraordinară. Cum trebuie priviți vârstnicii astăzi? Pentru că mulți au renunțat la această bogată resursă educativă, nu i-au păstrat în familie, au încercat să-i dea spre îngrijire unor instituții, nemai putându-se ocupa neapărat de nevoile lor. Astea sunt excepții. În dar normale nu sunt în firea lucrurilor, dar din păcate se întâmplă foarte des. Am luat și teze de doctorat privind copiii abandonați. Asemuiți? Și nu sunt numai copii abandonați, sunt și bătrâni abandonați, aruncați în niște cămine de mizerie, s-au lăsat singur cu indiferență de copii nerecunoscători. Există și fenomenul acesta, fiindcă orice pădure are uscăciurile ei. Și cum? Ce ar trebui să facem? Cum ar trebui noi ca părinți să pregătim viitoarea generație astfel încât să nu se ajungă la așa o mare pierdere? Pentru că este o pierdere educativă. Educație. Educația care o fac părinții, educația pe care o face restul familiei și educația pe care o fac învățătorii și profesorii. Învățătorul are un rol major. Era un profesor Costică Stoianoviș, rector de decanul Facultății de Drept, și care spunea totuși unul din cei mai importanti factori în formarea educației unui popor și a mentalității sale este institutorul sau învățătorul din școala primară. Fiindcă el este cel care intervine educativ în momentul cel mai fragil al creierului sau cel mai receptiv. Mă întorc la acest an dedicat vârstnicilor. Din punctul dumneavoastră de vedere, cum ar trebui privită persoana vârstnică astăzi? Cum ar trebui să ne uităm la vârstnici astăzi? Românul are o vorbă. Cine n-are bătrân să-și cumpere. O țară fără bătrân este o țară lipsită de viitor. Însă există la ora așa disprețul față de generațiile mai vechi, crede generațiile noi, care își închipe că fiind plin de energie, sunt și plin de cumințenie și de înțelepciunea necesară
să-și guverneze destinul lor și al altora. Nu e chiar așa. Bătrânii sunt utili, chiar și profesiuni cum sunt astea adevărate, fiindcă vin cu experiența lor de viață, nu numai cu ceea ce au învățat în casă sau în familie. O experiență care se acumulează în ani, în foarte mulți ani de muncă și odată ieșiți la pensie, de exemplu, această experiență se pierde undeva, nu este valorificată. Da. Eu am predat până anul ăsta la facultate și acum continui să conduc doctorate și mă duc la ședințele de științifice ale Academiei, mă duc la ședințele de colectiv pentru ca să continui să am o activitate în domeniul educativ, chiar la vârsta mea de 100 de ani. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați depus acest efort să ne primiți astăzi la dumneavoastră și vă doresc sănătate și să ne vedem cu bine. Ne face parte din programul de care spuneam, că bătrânii trebuie să se implice până la sfârșitul vieții în viața socială și să îndeplinească rolul de a transmite ceva din experiența lor generațiilor tinere. Vă mulțumesc mult, domnule academician!